Bună ziua, dragi cititori! Din nou împreună la pastila de lectură în cadrul campaniei Autobiografii care te dezvoltă. O campanie inițiată de editura Herald, o campanie, așa cum vă spuneam în edițiile precedente, această campanie va dura până pe data de 10 mai, timp suficient pentru a intra pe site-ul editurii Herald pentru a achiziționa cărțile preferate din această colecție minunată, Autobiografia. Am vorbit despre personalitatea lui Henry Ford, despre Dalai Lama, am vorbit despre Mahatma Gandhi, am vorbit despre geniul în știință și în invenția lui Nikola Tesla, am vorbit despre Sigmund Freud, am vorbit despre Ecaterina cea Mare, despre foarte multe personalități care au marcat istoria lumii, personalități din, eu știu, zona literaturii sau a științei, așa cum spuneam puțin mai devreme, a psihologiei și psihanalizei, inventică și așa mai departe. Iată personalități care au marcat istoria omenirii, așa cum spuneam puțin mai devreme. Astăzi, alături de noi și mulțumim foarte mult că ne-a onorat cu prezența la rubrica Autobiografii care te dezvoltă, Valeria Radu, cofondator al site-ului și blogului Serial Readers și, aș spune eu, o cititoare profesionistă, Mulțumesc! pentru că Valeria este pasionată de lectură, pasionată de cărți și astăzi vorbim despre viața, despre personalitatea lui Lev Tolstoi, pornind de la această carte superbă despre care am mai vorbit. Este vorba despre Spovedanie, Lev Tolstoi, o carte admirabilă, dar atât de mulți cititori au fost încântați de această carte, încât ne-am gândit să venim cu un nou episod din Lev Tolstoi, Spovedanie, carte publicată în colecția Autobiografia a editurii Herald. Valeria, îmi povesteai puțin mai devreme că ai citit, într-adevăr, este și subțirică, nu este foarte groasă, dacă ai citit această carte într-o oră, o oră și jumătate, și sunt convins că odată ce te-a captat și te-ai apucat de această carte să o citești, nu ai mai lăsat-o din mână. Ce te-a impresionat la această carte, la viața și viața chiar interesantă, viața și personalitatea lui Lev Tolstoi și de ce ai recomanda această carte cititorilor Herald? Păi, voi începe cu o mărturisire. În general, nu citesc biografii sau autobiografii. Și mai mult de atât, nu citesc literatură rusă, adică toate tentativele mele de până acum sau, nu știu, nu m-au atras, nu m-au convins să îi mai dau o șansă, dar totuși m-a atras. Numărul mic de pagini, în primul rând, recunosc, pentru că am zis că pot să o fac și dacă nu-mi place 160 de pagini, oricum sunt suportabile. Dar m-a atras foarte, foarte repede stilul lui și, mai mult de atât, felul în care gândește, pentru că m-am recunoscut. Adică mi se pare că mi-am pus aceleași întrebări, am trecut într-o oarecare măsură prin aceleași etape de conștientizare a sensului vieții și mi se pare că este o tematică foarte actuală, deși au trecut atâția ani, da, de când a fost scrisă această carte. Și dacă inițial mă întrebam de ce spovedanie, de ce se numește spovedanie, de ce nu este, nu știu, confesiune, mărturisire, jurnal, și de ce a ales acest termen cu conotații religioase, ei bine, pentru că atinge un subiect religios această carte, dar într-un mod în care mi se pare că este foarte ușor să rezonez cu ceea ce scrie acolo. Și deși se citește ușor, ridică foarte multe întrebări și te pune pe gânduri și asta îmi place, genul de carte pe care o citești repede, dar o uiți foarte greu. Da,
Pentru că tot spuneai de ce ai intitulat acest volum autobiografic Spovedanie, până la urmă și confesiunea sau mărturisirea în acest termen spovedanie are la bază acest cuvânt rădăcini din limba rusă. Deci probabil că nu întâmplător este spus acest cuvânt, dar cum spuneai tu are și conotații spirituale, religioase, pentru că Lev Tolstoi în adolescență și-a pus, ca noi toți de altfel, și-a pus foarte multe întrebări legate de sensul vieții, de unde venim, cine suntem noi, încotro ne îndreptăm și care este menirea fiecăruia pe pământ. Nu s-a simțit foarte atras de zona asta religioasă. Spunea că nu este ateu, dar este genul de om care merge pe ideea pe care mi-aduc aminte, mergeam și eu în adolescență, pe la 16-17 ani când am citit pentru prima dată Biblia, aceea de a cerceta înainte de a crede, deci nu a crede exact în orice circumstanțe. Dar uite că spre sfârșitul vieții sau în a doua jumătate a vieții, Lev Tolstoi se dedică, devine cucernic, devine chiar habotnic și își îndreaptă, ca să spun așa, toată atenția, energia către divinitate, către Dumnezeu. Da, așa este. Dar măcar această, nu știu, întoarcere către divinitate intervine ca urmarea unei căutări, adică el nu a luat de bună existența lui Dumnezeu și asta și-a pus întrebări, a răspălit și atunci altfel apreciez această întoarcere către divinitate. Și personal mi-a plăcut stilul în care se scrisă cartea, pentru că tocmai că mi s-a părut că nu încearcă neapărat să impună un punct de vedere, ci pur și simplu a povestit cum a ajuns el acolo, călătoria lui. Și eu personal am rezonat până la un punct cu ceea ce am citit. Tolstoi analizează frământările omenești în raport cu divinitatea, dorește să afle care este menirea lui în această lume și de ce a fost creat. Avem de a face cu relatarea unei chinuitoare călătorii spirituale a unui om care la un moment dat a încetat să creadă în Dumnezeu și a pornit pe ceea ce el însuși consideră a fi o cale greșită, un drum al orgoliului, al plăcerilor deșarte care nu duc nicăieri. De fapt, autorul se află în căutarea sensului propriei existențe și al vieții în ansamblul ei, iar mărturia sa poate sluji drept punct de plecare pentru o reflecție sinceră și lucidă asupra credinței și sistemului de valori personale. Ce ne mai poți spune despre felul de a gândi? Mi-ai spus puțin mai devreme că te-a impresionat foarte mult felul în care gândește Tolstoi și mai ales ne referim, hai să spunem, în a doua jumătate a vieții lui. Mi-a plăcut cum face această diferență între tagma scritorilor, mă rog, a oamenilor, a aristocrației care se împăunează cu credința lor și asta, deși nu știu, traiul lor nu este în conformitate cu preceptele religioase, pe când oamenii simpli de la țară își trăiesc religia altfel, asumat, și până la urmă el acolo și-a găsit, înțeleg eu, adevărata fericire și adevăratul rost în mijlocul oamenilor simpli, al țăranilor. Și asta i-a deschis lui ochii și și-a dat seama că una este să spui că ești credincios, dar să nu respecti niciuna dintre precepte, dintre porunci, alta este să... Da. Și mi se pare că a avut loc așa o transformare și că din
persoana superficială care era înainte, cel care credea că aduce beneficii omenirii prin ceea ce face el, prin scris, prin asta, și credea că recunoașterea și faima înseamnă, de fapt, fericire, ajunge să aibă o revelație și să-și dea seama că, de fapt, fericirea constă într-o viață simplă, dar în conformitate cu credința. Chiar sunt pasaje în care un lucru foarte interesant, deși el provenea dintr-o familie înstărită, da, dintr-o familie exact avută, se îmbrăca cu haine mai simple, să spunem așa, și trecea aproape neobservat și foarte mult el mergea pe jos. Deci asta denotă cumva un soi de, aș spune, umilință, smerenie, lucru foarte, foarte important în a nu epata, în a nu fi ostentativ și a ieși în evidență cu ceea ce ai din punct de vedere material. Dar înțeleg că lucrul acesta a survenit în timp. Adică el s-a bucurat o perioadă de viață îndestulată în sânul familiei și tot. Deci, din nou, cu atât mai mult este de respectat faptul că a putut să renunțe la toate acestea, adică știa deja la ce renunță și totuși a făcut-o. Da, o tărie de caracter și, într-adevăr, un om cu coloană vertebrală, un geniu, am putea spune, al literaturii ruse, dacă facem referire doar la două titluri. Este vorba despre Război și pace și Ana Karenina. Ana Karenina. Două cărți pe care, deși nu ești pasionată de literatura rusă, eu ți le-aș recomanda. Ana Karenina, cu siguranță, tot da. Mi-am propus de mult. Și cu atât mai mult acum. Parcă simt nevoia că vreau să-l văd și cum scrie literatură, deci nu doar aceste confesiuni. Da, vreau să-l descoper și ca autor de ficțiune. Citind această carte, și e un mesaj, cred că, valabil și pentru cititorii Herald, citind această carte, să suscite cumva interesul de a citi și proza, romanele lui Tolstoi, și cred că același lucru este valabil și la alți autori din colecția Autobiografia. Mă gândeam, citind volumul autobiografic al lui Mark Twain și cel al lui Victor Hugo, apărute tot în colecția Autobiografia, în ce fel ajungi să citești opera lor după ce vezi felul în care ei, prin această autobiografie, s-au confesat cumva, s-au spovedit, au spus oamenilor, cititorilor, ceea ce și-au dorit ca aceștia să afle. S-ar putea să fie și asta un experiment foarte interesant, să citești înainte și după. Adică, dacă ai citit opere înainte de a citi autobiografia, după aceea să revii asupra lor, să vezi în ce măsură ți s-a schimbat percepția. Da. Exact, dar asta pentru cine are luxul să le citească. Da, pentru că e într-adevăr un exercițiu extraordinar, pentru că dincolo de scriitor, da, și de proza lui, vezi și omul în aceste cărți autobiografice, adică vezi parcursul vieții și cred că ăsta este un lucru care într-adevăr stârnește interesul cititorilor. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Lev Nicolaevici Tolstoi, cartea Spovedanie, căutând sensul vieții, traducere din limba rusă și îngrijirea acestei ediții, Anca Irina Ionescu. Vă mai arăt încă o dată cartea la cameră, Lev Tolstoi, Spovedanie. Nu uitați, toate titlurile din colecția Autobiografia le puteți găsi accesând site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, în cadrul campaniei Autobiografii care te dezvoltă. A fost alături de noi și îi mulțumim foarte mult la Pastila de Lectură Valeria Radu, cofondator al site-ului și blogului Serial Readers. Valeria, îți mulțumim foarte mult. Cu drag. Zile frumoase, în continuare, lectură plăcută, pentru că observ că ești înconjurată de cărți, cum de altfel sunt și eu.
Timp să avem și cu siguranță în această perioadă avem timp mai mult să citim. Dragii noștri, noi ne vom da întâlnire la o nouă ediție a Pastilei de Lectură în cadrul rubricii Autobiografii care te dezvoltă. Până atunci să aveți o zi minunată în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! La revedere!